În săptămâna dinaintea Paștelui Blajinilor, tradițional în cimitire, are loc Marea Curățenie. În aceste zile, moldovenii merg să facă ordine la mormintele rudelor, strâng vegetația uscată, vopsesc crucile și instalează monumente funerare. Unii spun că de câteva ori pe an își fac timp pentru a face curățenie la mormintele celor dragi. Autoritățile Chișinăului îndeamnă oamenii să grăbească lucrările pentru a evacua gunoiul la timp și precizează că accesul cu automobilele pe teritoriul cimitirilor va fi limitat din data de 19 aprilie, notează Moldova1.md. În această perioadă, în jur de 100 de angajați ai Combinatului Municipal de Servicii Funerare se ocupă de salubrizarea și evacuarea deșeurilor din cimitirile capitalei. Oamenii care nu au timp sau posibilitate să facă ordine la morminte pot solicita serviciile lor contraplată. Săptămâna trecută au fost evacuate 325 de metri cubi de gunoi vegetal, suplimentar 50 de tone de alte deșeuri. Aici mai mult sunt pietrele care, cu părere de rău, alții își fac ordine pe la morminte, alții demontează pietrele funerare și le lasă ca să le evacuăm noi, dar ar trebui să le ducă singur, susține directorul Combinatului Servicii Funerare, Ludmila Boțan, pentru sursa citată. În perioada 19-25 aprilie, accesul transportului privat pe teritoriul cimitirilor va fi limitat. În Chișinău sunt 10 cimitire în care sunt aproape 400.000 de morminte, dintre acestea 360.000 la cimitirul Sfântul Lazar.